Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de joi, în săptămâna a șaptea, după Paști. Apostolul, din faptele Sfinților Apostoli. În zilele acelea, regele Agripa și Bernice au sosit la Cezarea ca să salute pe Festus. Și rămânând acolo mai multe zile, Festus a vorbit regelui despre Pavel zicând: este aici un bărbat pe care Felix l-a lăsat închis în privința căruia, când am fost la Ierusalim, mi s-au înfățișat arhiereii și bătrânii iudeilor cerând osândirea lui. Eu le-am răspuns că romanii n-au obiceiul să dea pe vreun om la pierzare înainte ca învinuitul să aibă de față pe pârâșii lui și să aibă putința să se apere pentru vina sa. Adunându-se deci ei aici și nefăcând eu nicio amânare, a doua zi am stat la judecată și am poruncit să fie adus bărbatul. Dar pârâșii care s-au ridicat împotriva lui nu i-au adus nicio învinuire dintre cele rele pe care le bănuiam eu, ci aveau cu el niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus mort, despre care Pavel zice că trăiește. Sfânta Evanghelie de joi, în săptămâna a șaptea, după Paști. Citire din Evanghelia de la Ioan. Zisa Domnul către ucenicii săi: adevărat, adevărat vă spun vouă, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da vouă. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar va veni ceasul când nu voi mai vorbi vouă în pilde, ci pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că eu vă ruga pe Tatăl pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește, pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii săi: iată, acum vorbești deschis și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că toate le știi și n-ai trebuință să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? I-a întrebat pe Iisus. Iată, vine ceasul și a și sosit, ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea le-am grăit către voi, ca în mine pace să aveți. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru cuvântul Evangheliei Tale. Amin. Sfinții zilei de 20 iunie. Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Calist Angelicoudes, Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, Sfântul Nicolae Cabasila, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.